veți vedea personaje care ne-au condus în urmă cu 4 ani, exact aceleași personaje apar și astăzi ca purtător de cuvânt ai instituțiilor și iau decizii care ne privesc viața. Astăzi, în timpul pandemiei, acestea lasă de fermierilor. Deci nu s-a schimbat absolut nimic și asta o pot spune cu toată responsabilitatea mea, deci după 4 ani și jumătate, 5, nu s-a schimbat absolut nimic în sistemul medical românesc.